jumătate, este multiplă campioană națională și mondială, a intrat în cartea recordurilor pentru 6 titluri mondiale câștigate consecutiv, locuiește de ani buni în Israel, dar se află acum aici, în studioul nostru. Doamna Angelica Ruzeanu, bună seara, bine ați venit la noi! Bună seara, doamnă! Bine ați venit acasă! Bine ați revenit acasă! Bine v-am găsit! Vă mulțumesc că m-ați invitat aici! Păi, cum să nu facem... cum să nu, să nu fim bucuroși de așa un oaspete? Mai ales că este Balcaniada de la Buzău, da? Iată, un sport poate mai puțin mediatizat până astăzi, tenisul de masă, care trebuie să își reia locul meritat, pentru că avem titluri atât de importante obținute de România de-a lungul timpului. Dumneavoastră, nu și v-ați fost campioană a României în perioada interbelică, dar și după cel de-al doilea război mondial, până prin 56-57, nu greșesc, da? Aproximativ. Aproximativ. Ați avut succese răsunătoare, dar din câte știu, nu sunteți iubită doar pentru medaliile pe care le-ați adus aici acasă, ci mai ales pentru spiritul de fair play și pentru eleganța cu care jucați. Și pentru asta, lăsați-mă să vă aplaud. A pus pentru prima dată paleta în mână? Pentru că știu că a fost practic o întâmplare. Nu... Fratele meu mi l-a pus prima oară. În ce circunstanțe? După o boală de scarlatină care am avut-o. Așa, a venit acasă cu două palete, cu minge și cu un fileu. Și ca să mă distreze când eram în convalescență, m-am învățat să joc tenis de masă. Dar eu n-am venit singură astăzi aici. Am venit însoțită de prietenii mei. Așa. Beatrice și Cristi Romanescu. Aduceți-mi un microfon, vă rog, pentru Beatrice și pentru Cristi. Bună seara, bine ați venit. Stați la noi. Stați că n-am terminat. Așa. Și Cristi Romanescu, președintele actual al Federației de Tenis de Masă Românesc și antrenorul Ambi Podgorean. Bună seara și bine ați venit la noi. Acum nu o să pot să mă abțin să nu fac o remarcă. Priviți ce doamnă superbă avem aici ca oaspete la surprize, surprize. Atunci o să mă ajutați în această povestire, pentru că am de gând să ne aducem puțin aminte, să ne întoarcem puțin în urmă. Ați început pe la câțiva anișori tenisul practic. Am început la 8 ani și jumătate, pe masa din sufragerie. Și deja la 14 ani erați la campionatul mondial, nu? Nu, mai așteptați puțin, că nu merge chiar așa de repede de la masa din sufragerie la mondial. Așa. S-a mutat alături de noi un club Inca și acolo eu m-am dus vara cu încă o prietenă de-a mea să luăm parte la concursuri de vară. Și acolo, la concursurile alea, luau parte și băieți și cu care am început să mă antrenez și cu care am rămas prieten o viață întreagă. Și le datorez mult din succesele mele acestor băieți cu care m-am antrenat eu în acea perioadă. Și după aceea, campioană națională, pentru prima oară am ieșit la 14 ani. Înainte de asta am pierdut cu un an înainte, am jucat o finală cu o doamnă de 40 de ani, eu aveam 13 ani și se juca pe vremea aceea 2 din 3, nu 3 din 5 ca astăzi și eu am avut un set și 20-16 și mi s-a făcut frică că ies campioana României și am pierdut. Și când am plecat de acolo, prietenii mei mi-au cântat tot drumul de la Cluj la București, plâng fiindcă m-a bătut baba în finală. Dar acum sper ca peste un deceniu să pot câștiga cel mai mare premiu. Acum asta e dovada a faptului că îți trebuie nu doar o experiență a mâinii care joacă bine, ci și una a spiritului și nu-i așa o pregătire psihologică pentru astfel de competiție. Sunt care în timp ați căpătat-o? O mulțime de chestiuni care vin împreună pentru ca să poți realiza ceva, pentru că poți să joci foarte bine și să nu realizezi niciodată. Și poți să joci mai slab și să realizezi. Este o mulțime de împrejurări care iau parte la toată această chestiune. Spuneați că preferați să vă antrenați cu bărbații. De ce? Aveau ei o calitate care venea în completarea, în întâmpinarea dumneavoastră? Nu v-am întrebat dacă erați o fire ofensivă sau dacă atacați în timpul jocului sau așteptați dușmanul la cotitură, să spun așa. Nu că preferam să joc cu băieții, pentru că nu erau fete jucătoare pe vremea aceea cum trebuie și am avut norocul că prietenii mei m-au acceptat să joc concursurile cu bărbații. Și în anul 49, înainte de a ieși campioană mondială, eu am ieșit campioana Bucureștiului la bărbați.
Cine erau Paul Peș, Victor Vladone? Victor Vladone, Nicu Naumescu, după aceea Gantner și Harastoși, care au fost în echipa națională, și cu toți acești oameni eu am rămas prietenă pe vecie. Dintre aceștia i-ați cerut în urma unei competiții să faceți un schimb. Dumneavoastră ați fost câștigătoarea într-un meci, ați câștigat un cerb, da, un trofeu, iar el a câștigat un termos. Dumneavoastră ați propus schimbul, pentru că era mai avantajos, practic vorbind, să aveți termosul. Nu minte despre această poveste, nu știu de unde ați luat-o. Ia să vedem dacă vecina dumneavoastră ține minte. Nu cumva, domnul Victor Vladone? Despre ce competiție era vorba? Cred că doamna... Aveți microfonul, iertați-mă. Cred că doamna ar trebui să știe, să-și aducă aminte despre această competiție mai bine decât mine, dar eu din povestiri știu că ar fi vorba despre domnul Victor Vladone. Și ce s-a întâmplat concret? Despre ce a fost vorba atunci? După câte știu eu, dar sunt amintiri foarte, foarte vechi, doamna a primit un cerb, iar locul 2, care a fost câștigat de către domnul Vladone, a fost un premiu constând în... Nu știu, nu vă mai aduceți aminte, eu nu știu exact. Un termos, aminte, da? Un termos, ceva așa, de genul ăsta. Și doamna Angelica a fost foarte, foarte impresionată de termosul domnului Vladone, pe care l-a rugat să îl cedeze în schimbul trofeului. S-a întâmplat acest schimb până la urmă sau nu? Nu, până la urmă n-a vrut să renunțe domnul Vladone la acest trofeu. În schimb a condus-o acasă ca un cavaler ce este... Ajutându-o să care cerbul de vreo 15 kg, din câte am înțeles. Eu mi-aduc aminte de niciun cer. Da, ați jucat și la dublu cu succes, da? Ați avut partenere de joc la dublu. Care a fost cea mai, nu știu, încăpățânată dintre ele?